imparare già una ripasta di caffè in blocco. Il rilancio di un caffè freschista è un minimo che ha quasi per un video di caffè o caffè per sanza o per invocazione. Casare un concetto di rilancio di un caffè freschista sono sul passo per non riuscire. Insidioso di un rilancio di un caffè freschista se questa è la parola che ci deve piacere un segno quanto si può da non hai molto tempo per spesa gesù a stella una ancora le sarà una stella per poi conferire il caffè del cielo in proposta si vale la vera di cintura provvide per la tazza e riconoscere più totalità da supermare la caffè si dà un po' di odia fa il pane e sparma là a casu costa il caffè 2 minutes. Cu ajutorul utilajului Tom Cafe Fresh, îți poți personaliza cafeaua în funcție de metoda prin care o obișnuiești să o preparezi. Filtru, espresso sau brew. Astfel, îți poți cumpăra pentru acasă cafea proaspătă și de boare sau energizantă de lucru. Utilajul Tom Cafe Fresh este dotat cu un panou de comandă obligatorie. Cu ajutorul căruia îți poți crea cafeaua care reprezintă în funcție de metoda care corpul cafelei și de la acest panel, poți alege personalizarea pachetului de cafe, adăugând astfel mesajele și elementele grafice care ți-ar fi prezente. Yes.
Avem un anunț de făcut. Întâlnirea cu Raluca Olaru la standul loc a fost zona comercială a fost mutată la ore 15. Repet, în aproximativ 15 minute, în zona loc a fost sunt exemplificat să întâlnire cu Raluca Olaru, calificat în semifinale la clubul, aici la București.
Acum o lună și jumătate am plinit 19 ani. Am câștigat 6 turnee ITF în carieră. Este pe locul 341 în lumea la actuală, iar în primul tur a eliminat-o după o revenire spectaculoasă pe Caterina Kozlova. Aplauze, vă rog, pentru Jacqueline Cristian! Peste o lună va împlini 27 de ani, născută la București, este jucătoare profesionistă din 2005 și a câștigat în carieră 3 titluri WTA. În august 2016 a fost pe locul 22 în lume. Favorită 7 la pele de Bucharest Open, Irina Begu! One minute. Thank you.
Say what the task he chose to say. Thank you.
015. La 15. Per conduce il partito, all games to run.
15-15. Lockett. Time. Transition chance position 13-15. Is it? Father, 13-14. Egalitate. Cheers. Victorie pentru Irina Begu. Irina este a doua jucătoare din România calificată în sferturi la Federația de Balistol. Thank you.
Ramiro și domnilor, Nadia Fodorovska, a câștigat trăjerea la soții și a ales primirea și modătoare să ne titubise. Fifteen. So much is for one reason. Am dat pe filmat, îmi pare. Pe 30 mai am plinit 28 de ani. A câștigat 2 ani la rând turneul de la Varșovia. Devenită după accidentare, Alexandra a urcat în clasament aproape 300 de locuri în acest an.
iar aici la București a reușit 4 victorii consecutive, trecând și prin calificări. Astăzi o așteptăm pe a 5-a, Alexandra Dulgheru, România!